Bună seara și bun găsit la știri. Craiova Maxima a câștigat prima ediție a turneului organizat în memoria lui Nicolae Dobrin după ce s-a impus cu 2-1. Așa saluta în fiecare seară de luni până vineri colegul nostru de la pupitrul știrilor sportive. Plecat dintre noi prematur în vara anului 2013, astăzi Robert ar fi împlinit 26 de ani, iar acest lucru ar fi fost motiv de sărbătoare pentru familia Absolut TV. De 2 ani însă, data de 10 februarie este o zi tristă, în care tot ce mai putem să facem este să-i păstrăm vie amintirea. Robert era mezinul familiei, iubea profesia de jurnalist și tocmai își obținuse licența în drept, dar destinul a făcut ca niciodată să nu poată să-și exercite profesia de avocat. Avea doar 24 de ani și toată viața înainte, însă Dumnezeu a vrut ca el să-și încheie misiunea pe pământ și ar mai fi avut foarte multe lucruri de realizat. Fire jovială, mereu cu zâmbetul pe buze, Robi, așa cum îl alintam cu toții, reușea să șteargă orice urmă de tristețe apărută pe chipurile noastre. Chiar dacă timpul se așterne peste noi, amintirea colegului, fratelui, fiului, dar mai ales a prietenului nostru, va rămâne încă vie, de parcă nefastul s-ar fi petrecut ieri. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace. Hai să încheie informațiile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, ne revedem și mâine seară în cadrul jurnalului Absolut TV cu noi informații. Până atunci, aveți o seară cât mai plăcută. La revedere!